pe tablete aveți trei procese verbale de ședință. Ședințele extraordinare care au fost pentru aprobarea au fost pentru aprobarea indicatorilor tehnici economici pentru ce am avut noi ca și realizări la stadionul municipal Călăraș și pe direcția de dezvoltare. Supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din 30 mai. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal din ședinței ordinare din 30 mai a fost aprobat. Supun aprobării procesul a ședinței extraordinare din 13 iunie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre procesul verbal a ședinței extraordinare din 20 iunie din 13 iunie a fost aprobat. Supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din 20 iunie, convocată de îndată. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din 20 iunie a fost aprobat. Așa cum ați constatat din invitația de ședință, pe ordinea de zi sunt înscrise 17 proiecte de hotărâre la care se adaugă punctul 18 diverse. Propun completarea ordinii de zi cu 5 proiecte de hotărâre. Primul proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea statutului de funcție al Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Pe toate 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice ai obiectivului de investiții, locuințe de servicii și rețele tehnico-edilitare, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale electrice și circuite carosabile, pietonale, amenajări spații verzi, Bulevardul Nicolae Titulescu, numărul 1 bis, municipiul Călăraș, faza SF, inclusiv taxe și avize. Proiect de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice ai obiectivul de investiții, lucrări de amenajări, tribună VIP și posturi de comentator sportiv la stadionul Ion Comșa, complex sportiv municipal Dunărea Călăraș, faza de studiu de fezabilitate. Numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării îndreptării materiale a cărții funciare numărul 7092 al localității Călăraș, e vorba despre policlinică. Și proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii acordului pentru efectuarea de investiții din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate în vederea creșterii eficientizării energetice a imobilului situat în municipiul Călăraș, stat de investiții numărul 51. Cine este pentru propunerea acestor 5 proiecte pe ordinea zi? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? În totalitate? 5. Cu unanimitate de vot. Da, domnul Marcel. Și eu punerea pe ordinea de zi a următoarei. Supune, nu, dar cum vă dădea pe dacă mai sunt, nu, cu deci. Unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre citate de domnul președinte. Fac mențiunea că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivului de investiții, lucrări de amenajare, tribună VIP și postul comentator sportiv trece la poziția 8, urmând ca celelalte să o succeadă, pentru că este o succesiune logică, având în vedere că avem și execuție, și urmând celelalte 4 să fie la finele și ordinii de zi. De acord, domnule secretar, vă întrebare pentru cele care sunt cu date de aprobat, indicatori, pentru cele introduse suplimentar, am rugat să fie prezent să ne prezinte astăzi. Dar e arhitectul prezent? Domnul Vârteșanu, avem aici arhitectul care a pregătit prezentarea tribunei și a locuințelor de pe Bulevardul Nicolae Titulescu să ne prezinte cum va arăta, să spunem, acel imobil. Și eu am și eu o problemă. La ultima ședință, în unul de procesele astea verbale, le-am aprobat, dar ați promis în fața tuturor participanților la ședință că vom pune pe ordinea de zi și ceea ce... Dar n-am spus data. Am spus data. Voi pune pe ordinea de zi, n-am spus data. N-am spus când. Am spus că voi pune pe ordinea de zi, n-am spus când. Nu am spus că voi pune pe ordinea de zi, dar nu v-am spus data.
Am spus că voi pune pe ordinea de zi. În următoarele. Voi pune pe ordinea de zi în viitoarea ședință. Dar n-am spus nu, da. Nu în viitoarele, în următoarea ședință. În viitoarea ședință. În viitoarea ședință voi pune pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Deci v-am promis că voi pune în viitoarele ședințe pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Vă rog să citească. La viitoarea ședință vă citim. Da, domnul, nu stați puțin. Acum vreau să dau citire. Dacă aveți alte propuneri și pentru modificarea ordinii de zi sau alte propuneri din partea altor consilieri. Propun completarea ordinii de zi cu următoarea propunere, înființarea unei comisii formate de câți consilieri județeni consideram că e oportun, pentru supervizarea activității de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în sensul să fie împuternicii să vadă, merge să vadă activitatea de la cantine, de la... Că nu, ar fi un interes public să putem vedea și noi modul în care se desfășoară activitatea acolo. O propunere în concret din câți consilieri să facă parte această comisie? 3-5, considerăm că 3 ar fi suficient. Și ar trebui să acopere întreaga paletă ca să nu se creadă. Domnul președinte. Dacă îmi permiteți, conform legii 215, din ce mi-amintesc, dreptul la informare al consilierilor este neîngrădit. Dacă s-ar propune o comisie, ar trebui să spună domnul Nuțu, domnul consilier Nuțu, și obiectivele. Ar trebui să fie niște obiective. Așa, dreptul la informare e neîngrădit cu orice consilier. Aveți dreptul neîngrădit. Adică aveți dreptul prin 215, oricând să mergeți să verificați. Vreți să-mi propuneți să faceți și comisie? Da, nu, aveți legitimație. Aveți al Consiliului Județean lipsă de către Consiliul Județean. Da, dacă sunt două legitimații lipsă, le completăm ca să puteți să aveți accesul neîngrădit. Nu. Dacă doriți să facem și o comisie, trebuie să luăm obiectivele, le propuneți obiectivele și vă propunem o comisie pentru verificarea și evaluarea activităților licențele de... Pe anumite obiective. Obiectivele să fie foarte clare. Da. Acces în orice centru. Aș vrea să pot să merg acolo. Vă rog, problemă, aveți accesul? Aici avem de la Protecția Copilului? Da. Doamna director? Vă rog frumos, domnul consilier Marcel Nuțu, s-ar putea să... O să vă pun la dispoziție toate telefoanele conducerii, ca să vă pun la dispoziție și să vă rog soțească, da? Mulțumim, domnul consilier. Ca și legitimație, dacă se poate să fie. Da? Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată și completată. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? La comisia mai a avut o propunere pentru proiectul 3 cu completarea atopului. Deci văd că nu... A fost de-a fost liviu, mai de-a privat celălalt după a vorbit. Dar a fost la comisie. Dumnezeu a vorbit de procesul verbal trecut. Deci, doriți să faceți o completare? Da. Vă dorim să completăm atopul cu încă un membru. Proiect de hotărâre. Prin proiect de hotărâre. Faceți propunere. Păi întâi trebuie inițiat proiect. Dar nu e inițiat. Inițiați dumneavoastră un proiect de hotărâre peste ordinea de zi. L-am inițiat în comisie. A scris domnul președinte. Rămâne pentru... Pentru că cum să rămână pentru? Pentru ce? Pentru loare. Cum să rămână pentru? Dar și propunerea pentru. În ședințele viitoare va fi propunerea. La ședința comisie. Domnule, pentru bună desfășurare a activa ședinței, nu se cerea citire doar de proiectul de hotărâre. Nu e în regulă, să știți. În ședința viitoare va fi propunerea. E atributul președintelui Consiliului Județean să pună pe ordinea de zi. De 5 ședințele. Vă rog frumos, candidați la președinția Consiliului Județean, vă puneți pe funcție și după aceea vă luați această calitate să puneți proiectul de ordinea de zi. A spus că într-o ședință viitoare va fi și acest proiect de hotărâre. S-a supus la vot cu ordinea de zi și a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Trebuia să fac această precizare că nu am aflat să da. Propun să se dea citire de articolul proiectelor.
Nu și dispozitivul acesta a avut în funcție faptul că proiectele de hotărâre pentru ordinea de zi au fost încărcate pe tabele și au putut fi studiate și dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate. Da. Dar cuvântul secretarului județului, domnul Emil Ușa. Proiect de hotărâre numărul 1 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Pascu Violeta. Se validează articolul 1. Se validează mandatul doamnei Pascu Violeta, consilier județean din cadrul Partidului Național Liberal. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 1 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Pascu Violeta a fost aprobat. Doamna Pascu este depunerea jurământului, vă rugăm frumos. Doamna Pascu este invitată să depună jurământul de consilier județean. O să vă rog să ne ridicăm în picioare. Ați propus eliberarea din funcția consilierului Coenea, domnule. Este eliberat prin ordin al prefectului. Da, dar este obligatoriu și excepțional. Semnata Pascu Violeta, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale, 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și articolul 7 din legea 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali modificată și completată, depun în fața Consiliului Județean următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să mă ajute Dumnezeu. Se confirmează că din momentul acesta sunt prezenți la ședință 29 de consilieri județeni. Se suspendă ședința 10 minute pentru la solicitarea grupului Consiliului Județean PSD pentru consultări. E un drept al dumneavoastră? Cu ce explicație? Justificați plecarea din ședință? Poate fi explicație că sunteți ales de cetățenii județului Călăraș, buni și pe funcție, și acum părăsiți sala fără să promovăm stadionul. Avem câteva proiecte de hotărâre ale stadionului. Nu se putem să nu au fost la fel de importante și nu au fost. Proiectele noastre au fost personale, individuale și nu sunt proiectele județului Călăraș. Proiectele județului Călăraș, la momentul ăsta, stadionul, dacă plecați, nu o să putem să jucăm acasă prima etapă din cauza dumneavoastră, că nu sunteți responsabili pentru mandatul pe care l-ați luat. Cu majoritate simplu. Nu, indiferent ce s-ar întâmpla, sunt proiectele județului Călăraș, noi s-au fost validați de cetățenii județului Călăraș. Nu e frumos, face ce considerați că e bine pentru județul Călăraș. Ce faceți astăzi? Un gest rușinos pentru cetățenii care v-au ales să reprezentați județul. După retragerea celor 13 consilieri din grupul Consiliul Județean PSD și ALDE, au rămas în sală 16 consilieri județeni, fiind 16 sunt, lipsește domnul Benea, fiind asigurată majoritatea, deci cvorumul de lucru pentru Consiliul Județean. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 2 pentru modificarea și completarea hotărârii 82 din 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Aici urmează să stabilim comisia în care va funcționa doamna consilier județean Pascu Violeta. De asemenea, și acest lucru îl vom decide prin vot secret, potrivit prevederilor legale. De asemenea,
proiect de hotărâre numărul 3 pentru modificarea hotărârii 35/2017 privind desemnarea reprezentanților județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș în vederea participării la activitățile comisiilor și grupurilor de lucru din cadrul adunării regiunilor europene. Aceste două hotărâri urmează să le luăm prin vot secret. Buletinele de vot urmează a fi făcute și votul propun să îl desfășurăm la finalul, la finalul ședinței. Sunt pregătite. Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea asocierii județului Călăraș cu Fundația Sera România și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș pentru realizarea obiectivului de investiții Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități Călăraș. Cine este pentru? Nu sunt amendamente. Și abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, respectiv 16 voturi, fiind îndeplinită majoritatea consiliilor în funcție, proiectul de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5, privind aprobarea acordului de parteneriat între județul Călăraș și Ministerul Afacerilor Interne în vederea realizării obiectivului de investiții reabilitare energetică, Inspectoratul de Jandarm Județean Călăraș și Municipiul Călăraș. Domnule, până la vot, domnule comandant Marcu, o scurtă prezentare a proiectului pe care dumneavoastră îl doriți împreună cu Consiliul Județean să realizăm. Sigur, domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt dumneavoastră la fel astăzi de aici. Vă mulțumesc pentru promisiunea dumneavoastră de a-mi acorda acest, de a participa la, la ședință. Cele două imobile în care se desfășoară activitatea și pentru Consiliul Județean Călăraș sunt construite în 1883. Nu au fost reabilitate de foarte mulți ani de zile. Am reușit anul acesta să finalizăm acoperișul una din cele două imobile. Am încercat să accesăm prin programul Fondurilor Europene, prin Ministerul Sănătății. Din păcate nu l-am calificat. Au fost foarte multe inspectorate, sunt foarte multe entități din cadrul Ministerului de Interne care sunt în această situație ca și noi. Fondurile fiind într-o cât limitate, nu ne-am calificat. Fapt pentru care și dispoziții pe care am primit-o din partea doamnei ministru la ultimul și la ultima ședință de Consiliu Militar, în care ne îndeamnă și ne să încercăm să accesăm, să găsim orice posibilitate de a accesa fonduri europene, de a ne completa neajunsurile pe care le avem, datorită bugetului momentan alocat pentru, pentru investiții. Sperăm și ne dorim foarte mult sprijinul din partea dumneavoastră, de fapt orice ajutor pe care îl primim din partea fiecărei instituții pentru a ne completa și pentru a ne realiza logistica care avem necesară de structura activității, este binevenită pentru noi. Fapt pentru care vă și mulțumim pentru ajutorul de care ne acordați. Fațadele clădirilor noastre sunt degradate, este inestetic atât pentru noi ca instituție publică, cât și pentru proiectele care se vor desfășura în continuare în, în zonă. Da, mulțumim domnule comandant, mulțumim mult. Direcția de dezvoltare, pe ce măsură, pe ce program puteți să reușim în parteneria cu Jandarmeria? Am identificat o axă pentru a realiza acest parteneriat cu Jandarmeria și a reabilita obiectivul unde dâns și desfășoară activitatea și încercăm pe 3.1, pe clădiri publice, pe SUER, să accesăm aceste fonduri și să sperăm că vom și reuși. Cofinanțarea Consiliului Județean? 2%. Da. Mulțumesc, domnul director. Mulțumim. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Da? Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 16 voturi, proiectul de hotărâre numărul 5 a fost aprobat, însă vreau să fac și o precizare ce a avut, am avut în vedere la acordarea vizei de legalitate, având unele, în vedere unele discuții din comisii. Dacă este nevoie, îl precizez, îl fac în scris, să transmit Consiliului Județean, nu mai fac acum. Da? Ok. O să-l trimit în scris Consiliului Județean. Proiect de hotărâre numărul 6, privind aprobarea acordului de finanțare între județul Călăraș din România și raionul Călăraș din Republica Moldova. Nu sunt amendamente. Aș vrea să fac eu un amendament. Să ținem cont de cursul valutar din ziua de astăzi. Adică să nu ne trezim că vom face viramentul peste o săptămână sau peste o lună și să avem alt curs valutar. Doamna director Mureșan, cu amendament, propun un amendament. Cursul valutar de azi să se ia în calcul la virarea sumelor către Moldova. Da, către regiunea Călăraș. Cine este pentru acest amendament? Se abține cineva? Cu amendamentul propus, proiectul de hotărâre pentru a putea să finanțăm
obiective de investiție pentru Raionul Călăraș de 15.000 de euro. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, amendamentul propus de către domnul președinte a fost aprobat, hotărârea în ansamblul său fiind aprobată de asemenea cu 16 voturi pentru, întrunind majoritatea consiliilor în funcție. Proiect de hotărâre numărul 7 privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018 și a planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 8. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, lucrări de amenajare, tribune, VIP și posturi comentatori sportivi la stadionul Ion Comșa, complex sportiv municipal Dunărea Călăraș, faza studiului de fezabilitate. Aici am un amendament. Se completează anexa numărul la proiectul de hotărâre privind reducerea în programul de investiție a poziției PT+DE și lucrări amenajare, tribună VIP și posturi comentatori sportivi la stadionul Ion Comșa, complex sportiv municipal Dunărea Călăraș și asistență tehnică și comisioane, taxe și avize cu suma de 5.513.000 lei. E vorba de acea sumă pe care am aprobat-o la începutul anului de 2 milioane de lei pentru investiții la stadionul municipal Călăraș. Da. Cine este pentru acest amendament? Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu 16 voturi pentru amendamentul a fost aprobat. Proiectul în totalitatea lui cu amendamentul propus. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 9 privind pentru modificarea și completarea hotărârii 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 în exercițiul bugetar 2018. Amendamente la proiectul numărul 9? Păi, propuneți. Da, aveam amendamentul prin care ceream să se elimine din programul de investiții pe anul 2018 poziția cotizației ADI Ecoacqua în valoare de 410.000 și un alt amendament privind de rectificarea bugetului, se elimină anexa 3 privind drepturile copiilor cu cerințe speciale la următorul an, la numărul 9. La numărul 9, da. Mă scuzați, da. Era vorba 29.000. Da? Cine este pentru acest amendament? Cine este pentru? Merge. Nu-i la scoatele de pe acest proiect de hotărâre nu întrunește jumătate plus 1, înseamnă că prin abținerea celor doi consilieri, Filimon și Depulescu, acest proiect de hotărâre nu a trecut. Nu. Nici amendament. Nici amendamentul. Și nici amendamentul. Deci nu a putut fi aprobat amendamentul, dar nici proiectul de hotărâre va fi supus la vot, dar n-a trecut acest amendament. Da. Propun scoaterea de pe ordine de zi a acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru scoaterea de pe ordine de zi? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 9 și 10. Propun și numărul 10 să-l scoatem de pe ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru, majoritatea consiliilor în funcție, proiect de hotărâre numărul 9 și 10 sunt scoase de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 11 privind aprobarea normativelor maxime de cheltuieli pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru, respectiv majoritatea consiliilor în funcție, proiect de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 12 privind modificarea hotărârii 103 pentru aprobarea metodologiei cadru privind vânzarea prin licitație publică cu strigarea bunurilor imobile din domeniul privat al județului Călăraș. Aici nu este cvorum. 2-3. Propun scoaterea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 16 voturi. Pentru se scoate de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre numărul 12. Proiect de hotărâre numărul 13 privind aprobarea actualizării monografiei economico-militare a județului Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru, respectiv majoritatea consiliilor prezenți. Totalitatea prezenți, proiectul a fost aprobat.
proiectul numărul 14, privind emiterea unor licențe de traseu societății Alitrans.com SRL în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate de voturi. Proiectul hotărâre numărul 14 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 15, privind aprobarea planului de selecție, profilul Consiliului de Administrație, matricea Consiliului de Administrație, profilul candidatului și matricea de evaluare a candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Floduri S.A. Călăraș, facem precizarea că acest proiect hotărâre va fi supus aprobării cu anexa 2 rectificată, așa cum a fost trimis a doua oară pe tablete. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul hotărâre numărul 15 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 16, privind modificarea statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul hotărâre numărul 16 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 17, privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călăraș. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 17 a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 18, prin aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești, nu este cuorum. Da, dar aici vrea o prezentare. Domnule director Stănescu. Am avut în comisie, domnule președinte, nu scurt, în comisie o concluzie. Au fost în toate trei comisii, am fost de acord cu propunerea. Da, propunerea, mobilizarea la 90 de zile. Ce trei propuneri, continuarea activității controlului 51 pentru asigurarea continuității serviciului, demararea constatării situației de urgență, da, în care vom merge în paralel cu licitație și acțiunile pe procedură de urgență, cu ajutorul Comisiei pentru Situații de Urgență. Și trei? Și trecerea în competența ADI a procedurii de licitație și de încheierea contractului pentru Centrul de Management și de Rezultate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări pentru domnul Stănescu de la Consilierii Județeni? Nu sunt? Da? Nu sunt? Nu. Nu o să fac acum în continuare ca să nu avem probleme cu... Nu se pune la vot, ne fiind toți consilierii... Deci trebuie să spună că dacă au plecat consilierii PSD din sală, avem deja o problemă cu această activitate de operare. Nu, domnul Stănescu ne-a făcut informarea, a discutat în comisie, da, deci am constatat că sunt trei propuneri. Că avem o problemă deja. Plecând, plecând consilierii PSD, deja avem o problemă cu operarea. Păi nu, avem nicio problemă. De ce? Au plecat aici probleme. Păi nu putem vota acest lucru, nu putem prelungi în contract. E vorba de patrimoniul județului Călăraș și aici era nevoie de două treimi în care cu toții trebuia să fim de acord cu proiectul de hotărâre care urma să-l amendăm prin contractul pe care îl avem cu operatorul CMI de Ultim. Da, mulțumesc. Alte întrebări pentru domnul director? Nu sunt? Domnule secretar, continuați? Îl scoatem de pe ordinea de zi, pentru că nu avem majoritatea, nu avem două treimi. Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi? Se abține cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, proiectul hotărâre numărul 18 a fost scos de pe ordinea de zi. Proiectul hotărâre numărul 19 pentru modificarea statului de funcție la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei San Marian Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul hotărâre numărul 19 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 20 privind aprobarea transmiterii acordului pentru efectuarea de investiții din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate în vederea creșterii eficienței energetice a imobilului situat în municipiul Călăraș la influenței numărul 51. Nu avem cuvântul. Domnul director, nu avem forum, adică n-am putea să dăm o hotărâre de Consiliul Județean fără să avem două, trei. E vorba de patrimoniul județului Călăraș și nu îndeplinim condițiile legale. Propun scoaterea de pe ordine de zi și propunerea pe ședința viitoare. Da? Cine este? Extraordinară. Da. Cine este pentru scoaterea de pe ordine de zi? Se abține cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 20 a fost scos de pe ordine de zi. Proiectul de hotărâre numărul 21 privind aprobarea solicitării îndreptării cărții funciare numărul 7099 al localității Călăraș. Propun scoaterea de pe ordinea de zi pentru că nu avem cele două treimi. Cine este pentru?
Se abține cineva împotrivă? Orientare de voturi, proiect hotărâre numărul 20 nu a fost scos de pe ordinea de zi. Proiect hotărâre numărul 22 prezint aprobarea indicatorului tehnico economice, obiectivului de investiții, locuințe de serviciu și rețele tehnică de utilitare, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și electricitate și circuite carosabile, pietonale, amenajare, spații verzi, bulevardul Nicolae Titulescu, numărul 1 bis, municipiul Călăraș, faza SF, inclusiv taxe și avize. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 22 a fost aprobat. Votul pentru comisii, vă rog. Până atunci, domnule. Da, domnul consilier Nedelcu. Pregătiți votul pentru comisia are. Nu, direct, că vă ascultăm. Că... Vreau să fac un scurt comentariu legat de părăsirea țării de către consilieri județeni în partea PSD și ALDE. Deci, aș putea spune, și nu e o remarcă mai a mea, tuturor consilierilor județeni prezenți, că este o lipsă de respect față de călărășeni, având în vedere că am avut câteva proiecte în care trebuiau să fie și ei, legat de două treimi de voturi. Acest comportament este specific acestor două partide, pentru că așa, în așa fel, în așa mod, așa se manifestă și în Parlament și în toate consiliile județene și locale atunci când, bineînțeles, au ceva de realizat. În momentul de față, ei aveau o problemă de rezolvat și, bineînțeles, au mers pe această variantă să părăsească sala de prens. Este, într-adevăr, cum am spus, o lipsă de respect și, bineînțeles, trebuie amendat de către călădeșeni. Și... Da. Da, e o observație foarte bună. Mulțumesc, domnule Stejul. Deci, asta am vrut să remarc, faptul că, într-adevăr, la nivel de țară, acest partid se comportă discreționar în funcție de interesele proprii. Atât am avut. Da, mulțumesc, domnul consilier Dercu. Alte discuții? Aș vrea să fac precizarea modului în care se votează. Este obligatoriu potrivit procedurii. Da, mai avem câteva lucruri de prezentat. Am să prezentăm cum va arăta imobilele care le va construi ANL-ul pe fundația de pe Nicolae Titulescu lângă liceul agricol și cum va arăta tribuna VIP a stadionului Ion Comșa din municipiul Călăraș. Vă rugăm, până să intrăm la vot, să vizionăm cele două obiective care le-a dat aprobarea astăzi și de aceea vă mulțumesc. Este un bloc de locuințe colective, subsol tehnic pe plus 4, o să fie 6 apartamente pe etaj. Am prevăzut un lift pentru normal și pentru persoane cu dizabilități. El este situat, am ales să-l pun la stradă, cum ar veni, pentru că în spate avem o spălătorie sau ceva de genul, este o uzină și am preferat să compar cărările în spate și să vin cu blocul puțin mai în față. E centrală tehnică în spate? Centrală tehnică, am construit-o eu cât de cât acolo am. Așa? Acesta cam ar fi conceptul. În spate vedeți liceul agricol și aceasta este centrala. Este cam o imagine nefavorabilă pentru bloc. Poate o să prevedem o perdea de copaci. Cei care o să locuiască pe partea aceasta o să aibă o imagine neplăcută asupra. Domnul arhitect, noi avem o problemă. Se constată că și acum Cărănașul are o problemă. Proiectarea și gândirea nu a fost realizată cu parcări pentru autoturisme în vederea, să spunem, pe seară. Nu, suteran nu le-a permis ANL-ul. Ne-a permis ANL-ul pentru că depășea costul blocului. Implică costuri foarte mari și pentru 30 de locuri. Avem posibilitatea ca cei 30 de locatari să... Da, sunt 30 de locuri amplasate în amplasament, în incinte. În incinta unității avem 30 de locuri. Da, exact. Decât să facem un sol, mai bine facem 2 etaje în plus, pe care poate trebuie 6. Și ținând cont că este ANL, adică nu este o zonă de rox. Nu, dar e vorba și de niște sume fixe pe metru pătrat. Exact. Standardul de cost chiar nu ne permitea. Dacă făceam subsol cu parcări, trebuia să ne ducem undeva la pe plus 2. Atâta. Eu zic că era o investiție nefezabilă. Întrebări pe acest proiect? Domnul consilier Județean?
Dacă vreți, pot să vă arăt și proiectul în 3D în arhitectură cu structură și cu tot, dacă vreți, nu doar filmuleți. Dacă vă interesează. Aici aveam și un sunet, o, așa, dar nu merge, era mult mai frumos. Da. Dacă vreți doar pe laptop. Proiectul numărul 1. Acum rămâne de văzut amplasarea și loc de loc. Pentru organizat de evenimente, nu? Pe varia. Sau la unitatea militară, că am preluat cele două unități militare. Am semnat procesul de predare primire. Deci nu, pe poligonul de tragere poate facem un salon de anunță acolo mai mare. Da, proiectul numărul 2. Stadion. La stadion s-a ales o soluție mai rapidă, să spunem așa, cu construirea unor containere metalice pentru a suplimenta numărul de locuri acoperite, necesar participării echipei de fotbal în Liga 1. O să urmeți acum structura lor. La acest lucru n-ar fi multe de spus, sunt 5 containere, două dintre ele sunt închise, cel de la etaj este pentru comentatori și pentru zona de camere TV și cel de la parter pentru zona amenajată cu fotorii, cu sala de protocol, cu o zonă de protocol micuță și cam atât. Acestea sunt gradene realizate din metal, scaunul să fie din plastic, fotorii să fie din piele și pentru zona de... Cam asta ar fi soluția. Câte locuri are? Câte locuri are? 240. 40 la VIP și 200, 100 în stânga, 100 în dreapta. 200 pentru normal. Câte VIP? Câte sunt locuri cu fotolii de piele? 40. 40. 40. Ajung, da. Trebuia să facem... Cred că o suplimentare de 170 de locuri. Și pe spate am făcut o intrare. Sus, pe scara aceea de metal, o să aibă acces presa și pe ușa aceea o să fie distrată. Cam asta ar fi prezentarea, era mult mai frumos și cu sunet, dar asta e. Îmi pară pe lemn. Întrebări? Supravegherea unde? Supravegherea nu ține cont de... Nu intru în acest proiect, nu știu, este altceva. E un alt proiect. Cu turnicheți și cu... Întrebarea se pune, mai avem fotbaliști așa vârstnici ca o pică? Da, vin ăștia care este la soare. Da? Mai bruneți așa, mai bruneți. Care este la soare. Da, dar ăia sunt de bază. Aia sunt mai ieftini. Mai ieftini. Da. Hai, mulțumesc mult. Mulțumim mult, domnul Mișaca. Mulțumesc pentru prezentare. Haideți să intrăm la vot pentru a valida comisia are. Se procedează la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Cărdaș, respectiv a doamnei consilier județean Pascu Violeta, în comisia grupurilor de lucru din cadrul ARE, așa după cum aveți buletinul de vot, și în comisia de administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și alibertăților județenilor și alimentărților naționale. Procedura de vot este prin barare cu pixul ca nu sunt de acord cu această propunere. Nu era niciunul cu motiv pierdut. Dați-mi voie să dau citire procesului verbal de consemnare a rezultatului votului pentru desemnarea unui membru în Comisia pentru Administrație Publico-Locală, Juridică și de Disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.
E bine, e bine. Și ale minorităților naționale. În urma votului secret a fost propusă doamna Pascu Violeta. În urma votului secret am constatat următoarele. Doamna Pascu Violeta a obținut 16 voturi pentru, dintr-un total de 16 voturi exprimate. Proiectul numărul 3. Proces verbal de consemnare a rezultatului votului pentru desemnarea unui reprezentant al județului Călăraș în vederea participării la activitățile comisiilor și grupurilor de lucru în cadrul adunărilor regionale. Cum merge? A fost propusă doamna Pascu Violeta. În urma votului secret am constatat că doamna Pascu Violeta a obținut 16 voturi pentru, dintr-un total de 16 voturi exprimate. Domnule președinte, vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cu aceste lucruri pe care domnul președinte Cădăduiescu Gabriel le-a spus, doamna Pascu Violeta a fost validată în cele două comisii și recitări. Declar lucrările ședinței de astăzi 28 închise. Vă mulțumesc mult și azi e o zi de sărbătoare, așa că cu toții...